Așa ar trebui. Dar să fim și noi cât de cât cu străzile astea făcute. Sunt numai găuri, numai belți, numai aia, trăim ca în vestul sălbatic aici. Păi până acum, cum au fost? Nu se vede ce a fost. A fost groază și groază, văd că încă mai e. Sper să se mai facă. Văd că au început ceva și sperăm să, ușor, ușor, să trăim și noi ca oamenii civilizați, nu? Am o părere foarte bună despre noua conducere. Nu aveam până acum o părere foarte bună, dar acum am o părere foarte bună. Am avut, de două ori l-am sunat pe viceprimar cu ceva probleme și a fost tot timpul, a venit imediat. Acum ne bucurăm foarte mult că până acum nu prea au venit nimeni aici să dea cu gredere cu dinastia. Foarte bine acum, ne bucurăm că se face treaba. Ați sesizat și vechea administrație? Am sesizat. Na, nu prea au venit sau au venit și au făcut puțin. În general nu prea s-a făcut în zona asta. Acum e foarte bine că s-a făcut. Avem 3 cereri făcute la primăria Secălaș de acum 4 ani, 5 ani de zile, pentru să ne ajute cu drumul, să ne ajute cu apa. A adus țevile de apă, le-am păzit și după o săptămână au dispărut. S-a tras apă în curte la, nu știu la cine, în capătul celălalt al puzului. Și răspunsul primăriei la cererile dumneavoastră care a fost? Se va face. Următorii ani. Și următorii ani au mai trecut încă 4 și au mai trecut încă 4. Și în fiecare, la fiecare mandat, așa tot discuțiile astea sunt. Sperăm, cu noua conducere sperăm. Deci cu noua conducere. Că îl vedem pe domnul vice, văd că se implică foarte mult. Iată că și de această dată ne-am ținut de cuvânt și la solicitarea locuitorilor Puz Europa am intervenit pentru a repara drumurile, după care vom interveni și în Puz Miron.